Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Important. Invitatul nostru din această seară este domnul Boris Foca, președintele interimar al partidului politic Pro-Moldova, pe care îl salutăm și îi zicem bine ai revenit în platoul nostru, domnule Boris. Bună ziua și bine v-am găsit. Mai cu seamă, ținând cont că la Important, în moderarea mea, nu ai fost cam de ceva vreme, cu speranță că noi nu te-am supărat, ori eu am sprofit de prelejul faptului că recent a fost aniversarea ta și îți zic la mulți ani. Și de pe această notă mai și cu zâmbet, la subiecte de o natură cu adevărat necesară a fi desfășurate în cadrul unor asemenea produse media, într-o zonă unde suntem, domnule Boris, constrânși pe de o parte de o criză de securitate la hotar, o criză financiară la buzunar, una energetic per contor. Să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, care ar fi acel raport la acțiunile unei guvernări la un an de zile versus promisiuni și demersuri asumate în campanie electorală anterioară, chiar dacă la noi exercițiile electorale sunt foarte frecvente. Atunci când a fost primul raport al actualei guvernări, a fost raportul de 100 de zile. Toată lumea, după cum se știe, am lăsat primele 100 de zile, nu am venit cu nicio replică asupra guvernării, cu nicio confruntare directă sau indirectă, în ideea de a înțelege cum văd ei ceea ce au promis în campania electorală și cum, de fapt, a început să funcționeze guvernarea lor, cum a început acea guvernare PAS să-și îndeplinească obligațiile față de noi cetățenii, cei care i-am ales. Pentru că, o bună parte, asta am făcut și am crezut. Ulterior s-a dovedit... Dar 90 de zile, ori 100 de zile, este o perioadă relativ strânsă, ori constrânsă, din perspectiva perioadei de adaptare și ulterior de a lua act într-o realizare unor obiective. Exact. Să zicem că a fost. Acum avem ceva mai mult. Și exact, situații. Ideea este că într-o 100 de zile, tu în primul rând dai cursul lucrurilor. Și atunci când cursul dai greșit și opoziția parlamentară, extraparlamentară, se sesizează și începe de atunci să-ți dea primele semne de alarmă, vedeți că lucrurile pe domeniu A, B, C sau D nu sunt ok, nu funcționează cum trebuie. Și încă de atunci, dacă țineți bine minte, noi am pornit discuții cu inflația. Eu parcă acum țin minte când am ieșit cu o replică că în septembrie 2021 inflația la noi era de 6%, în octombrie 7% și am făcut o atâta mai tamtam că s-a majorat inflația cu un punct procentual de la o lună la alta. Și atunci, comparând cu anii precedenți, modul în cât timp se poate majora acel punct procentual, este într-adevăr o discrepanță, pentru noi era foarte mare. Deci nu-ți venea să crezi că într-o lună se poate mări. Ce am văzut noi într-un an? Păi aia era un fleac. Ce am contrazis noi atunci, cu argumentele care le-am adus, vedeți că lucrurile o iau deja ușor razna, nu pe culoarul care trebuie să meargă. Așa cum ne-ați promis, ați ridicat un etalon prea înalt. Respectiv am avut niște așteptări prea înalte. Și când în primele luni de guvernare deja îți crește inflația, e un prim semnal că ar trebui să rectifici câte ceva. Iată că astăzi au trecut un an de la guvernare. Am așteptat un raport. Am văzut partea interesantă, știți cum că am văzut un gen de, nu știu, am văzut un gen de raport după mine care lasă mult de dorit. Dar spuneți-mi, vă rog, domnule Boris, în ce măsură raportul acesta de deja un an de zile corespunde și pleiază cu acel plan de acțiuni propus al guvernului la acea perioadă, până a fi investit. Uitați, acesta este planul nostru pe 4 ani de guvernare. Uitați, pentru primul an, ce obiective și acțiuni avem propuse a fi realizate. La un an s-a suprapus ceva, pentru că nu putem exclude nici acei factori care au intervenit și, să zicem, nu au fost posibil de anticipat, referându-mă aici la războiul din Ucraina.
Păi, asta am vrut să vă spun, că haideți să nu uităm în ce context au fost făcute anumite planuri de dezvoltare de țară. Să zicem, o criză pandemică a fost. Ulterior, cum s-a evoluat. Și atunci când tu preiei un guvern, tu este bine ca să-i faci și un audit al guvernării. Deci nu vii. Încă 90 și în primele, da, în primele 90 de zile noi am ajuns să auzim foarte multe scuze. Păi nu vedeți ce ne-au lăsat? Stimați colegi, dar unde ați venit voi când ați preluat țara, când ați preluat guvernarea? Efectiv, v-ați asumat toate problemele până în acea clipă. Și voi ar fi trebuit ca să le soluționați. Dar să revenim la întrebarea ta. Mi-ai spus că ești sigur și au făcut niște planuri de dezvoltare a țării într-un anumit context. Și contextul de bază sau o unica criză la acea etapă a fost mai întâi de toate acea criză pandemică a COVID-ului, care ulterior s-a răsfrânt și asupra economiilor naționale. Nu vorbim doar de economia Republicii Moldova. Sau de anumite sectoare în parte. Sigur. Partea interesantă este că din clipa din care trec 100 de zile, din clipa din care tu înțelegi perfect că ai problemele cu Gazprom, din care tu sesizezi și realizezi că ai semnat un contract după mine în detrimentul intereselor naționale ale noastre și o putem spune deja cu fermă convingere că chestia de 70-30, acea formulă, este una care este dăunătoare pentru noi cetățenii, care scotem mai mult și mai mult din buzunar practic în fiecare lună. Ne putem asuma acest lucru și ar fi fost corect dacă și guvernarea, pe lângă acele quasi laude care le-au spus astăzi la un an de zile, că au făcut și în domeniul IMM-urilor și nu știu care domeniu, și energetic, și anumite planuri de viitor, nu corespund realității ce este. Deci, doamna prim-ministru, stau un exemplu simplu. A spus că suntem foarte bine pe segmentul dezvoltării IMM-urilor, s-a creat o agenție nouă și 340 de milioane de lei vor fi date sub formă de grant sau sub altă formă ca și ajutor și a impulsiona economia. Da, și cum se justifică acea cifră, indice procentual, peste 10% din IMM-uri care au devenit inactive ori fără capacități de a rezista în mecanismul financiar local? Deci noi aruncăm niște cifre, nici cifra de 350 de milioane pentru Republica Moldova este o cifră derizorie, este o cifră de nimic. Dacă îmi pornea de la 1-2 miliarde de lei care vor fi injectate în sectorul IMM, de care avem nevoie, eu cred că era un suport. Dar nu doar asta, nu doar despre ce asta este nevoie. Este nevoie de un întreg pachet financiar pentru a ajuta economia Republicii Moldova. Știți care este problema? Că noi, la moment, ne bazăm strict pe suport, strict pe ajutoare. Noi nu facem să funcționeze însă și economia internă. Nu știu de ce, dar guvernarea s-a focusat foarte mult pe ceea ce ține relații externe, pe ajutoare din exterior. Dar nu ne împiedică nimic ca, practic, lucrurile să ajutăm și să meargă pe interior. Sociologul Ian Lesnevski, în platoul unei emisiuni, susținea că în toamnă probabil va pleca mai bine de jumătate din guvern. Dumneavoastră, de ce părere sunteți? Eu sunt convins că o să fac acest artificiu guvernare, știți? Trebuie să găsim un țap ispășitor. Și încercarea de a detensiona un pic societatea, pentru că cu data din 1 septembrie, spiritele se vor agita și mai mult. Atunci când trebuie să mergi să-ți îmbraci copiii de școală, atunci când tu cu mașina toată vara, fiind copii undeva, n-ai avut drumuri suplimentare să-i mai lași la o grădiniță, la o școală, să revii acasă, să mergi la lecții suplimentare sau în altă parte. Chestia asta se va răsfrânge asupra bugetului familiei. Și va fi un impact chiar din primele zile după mine, din luna septembrie. Nu mai zic ce urmează în lunile următoare. Și cu siguranță, pentru a atenua un pic acest impact, se va găsi un țap ispășitor. Vom spune că, de fapt, ok, a greșit acest guvern, el trebuie penalizat și trebuie demis. Să găsim un alt guvern care va prelua. Dar ce va prelua? Care este garanția noastră, ca și cetățeni, că cei care vor veni
nu vor aduce inflația la 50%. Dar cât de atractiv este astăzi, în aceste momente, guvernul să fie substituit cu implicarea unui partid, unor alte partide acum, versus comunicarea la masă și identificarea de soluții, depășirea crizei, apoi revenim la politică, exerciții electorale și alegeri, chiar dacă din anul viitor încep 3 ani electorali. Nu știu cât de mult ar putea ajuta o asemenea schimbare. Păi până la urmă știm foarte bine că în cazul unui partid politic, indiferent de cine sunt actorii din guvern, nu se schimbă mare parte acel creier, acele persoane care stau la bază sau acei consultanți care stau în inima partidului, pentru că trebuie să recunoaștem. Nu fiecare ministru, practic, are el viziunile clare. Sunt niște consultați pe lângă minister, sunt niște consultați pe lângă sediul central al partidului, care îi ajută pe anumite segmente. Și faptul că tu doar schimbi un nume pe alt nume, nu de fiecare dată dă rezultat. Aș vrea să mă greșesc. Aș vrea să înțeleg că dacă va veni o altă garnitură a guvernului, vom avea schimbări radicale. Și cel mai important, avem un an de zile în care noi nu avem un plan anticriză. Dar de ce este atunci, domnule Buriț, opoziția parlamentară este cumva mai puțin activă decât ar necesita un for de elaborare a documentației care să mențină și asigure funcționalitatea statului. Știm foarte bine că zona de guvernare funcționează mult, mult mai constructiv atunci când este și o opoziție. Nu incisivă în ideea de a bloca, bruia semnalele și inițiativele bune care vin pe criterii politice să fie această guvernare. Dar astăzi asistăm la o zonă așa de acalmie, parcă am stat bine în fotoliu și zicem să vedem ce mai greșesc, ca să știm cum să-i luăm și să ne adaptăm mesajul electoral la alegerile care vin. Ideea nu de acalmie. Știi, nu, pentru că știm că mai trece ceva timp și vedem pe toți de la tribune și de prin briefing-uri de presă săptămânal, la sigur pe toți cei implicați. Ar fi bine să-i vedem. Noi vedem că s-a pornit o campanie de deschiderea dosarelor și cu, în primul rând, opoziția parlamentară are grijă ca să se clarifice cu avocații. Și partea a doua se gândească la țară. Atunci când tu ai deschis la o bună parte din opoziție dosare, păi sigur că omului nu-i mai arde a face planuri de viitor, trebuie să-și rezolve problemele personale. Cu părere de rău, foarte mult mi-aș fi dorit ca justiția să nu fie inclusă în zona politicului sau să nu fie ca și bâtă politică. Nu știu de ce, dar tot ce se întâmplă și vedem că niciunul din cele mai răsunătoare dosare, din ce spunea PASU în alegeri, despre asta am început emisiunea, că vom clarifica cu aeroportul, vom clarifica cu furtul Mirea Ardului și alte chestii de rezonanță, nimic nu a ajuns la o finalitate. Noi nu putem spune cât la sută din acel miliard s-a restituit. Noi nu putem spune măcar echivalent procentual. Și dacă vorbim și de niște potențiali persoane care au fost acuzate, noi vedem că nu merge nimic și nu avem niciun condamnat definitiv la această oră în care se spune, uite, ăsta este primul condamnat în dosarul furtul miliardului. Mai urmează încă 5, ca să avem o claritate. Deci, noi, cetățenii acestei țări, am pus o miză când ni s-a spus că, uite, dacă toți au fost răi, toți au fost corupți, uite, vine un partid care însăși prin membrii lui nu s-au fredonat pe holurile guvernului și a parlamentului, mulți sau o bună parte din ei, și vom fi sinceri, vom fi onești și vom avea o nouă viziune. Unde-i tot ceea ce ați numit voi o nouă viziune de dezvoltare? Unde sunt vremurile bune? Unde sunt este prețul la gaze, da, când voi veniți la ANRE în fața ANRE-ului cu 175 de dolari și protestați că, de fapt, multe țări iau gaz mai ieftin. Ne-am trezit la 1.500. Ne-am trezit la o majorare de 600 de ori.
ați mărit de 600 de ori și salariile noastre, ați mărit profesorilor de 600 de ori sau pensiile, în ideea în care să-mi permit să-mi încălzesc casa? Nu cred că este o balanță. Și atunci, domnule Boris, cine a dezlegat ochii Femidei? Este despre competență. Dar îi dați dumneavoastră calificativ. La noi acasă, ori este impactul implicării factorului extern în organizarea treburilor, așa zise, de soluționarea stării de crize, a stărilor de crize. Deja cuvânt intens uzitat și zic termenul ăsta la fiecare emisiune. Crize, crize, crize. Liviu, știi, am un sentiment că atunci când guvernarea are doar o singură poziție, fie că est, fie că vest, noi nu putem vorbi de multe decizii pe intern. Când există strict o viziune, bineînțeles că cei care îți dau bani îți comandă și muzica. Și în cazul nostru, 100% în formula asta. Că vorbim de est sau vorbim de vest. Doar atunci când au mai fost cazuri, când am avut genul de guvernări cât de cât echilibrate, în care erau și reprezentanți la guvernare, mă refer, și din est, și cei care au fost și țineau cursul pro-vest, am fi putut discuta de niște interese naționale. În cazul în care, sigur, vine doar un unghi sau altul, e mai greu ca să spui că am făcut față crizelor. Pentru că, știți, expresia pe care se folosește mult în Occident, just business. Lumea nu vine la noi să se gândească la bunei mei, la părinții mei. Este o chestie foarte simplă, adică modul în care extragem cât mai multe dividende din ceea ce investim. Și atunci când tu susții un partid, bineînțeles că direct sau indirect ai nevoie să scoți anumite dividende directe sau indirecte. Și acum noi vorbim mai ales în conjunctura în care ne aflăm geopolitică, în care la câteva sute de kilometri de noi este un conflict. Cu siguranță interesele sunt foarte sporite. Primul rând să nu degenereze acel conflict și să nu eschiveze pe flancul estic. Noi suntem primii care am fi o zonă tampon, da? Între Uniunea Europeană și ceea ce presupune conflictul din Ucraina. Respectiv, această zonă ar fi trebuit întărită, dar să înțelegem și cât de mult Republica Moldova are nevoie de asta. Ați urmărit cu siguranță rezultatele acelor studii realizate de instituțiile de monitorizare a proceselor politice din Republica Moldova. Și mai știm și, desigur, indicatorii procentual cu care au acces la putere cei care astăzi fac politică în Republica Moldova. Am putea deja cu o părere să ne expunem astăzi cam ce au votat oamenii la alegerile anterioare. După aceste momente de îngreunare pentru a ne asigura un necesar și a merge mai departe, probabil că retorica și poziția vizionară a celor care vor merge la vot se va schimba mult. Probabil dorința și mai mare de acea schimbare pentru a merge mai departe va fi și mai acută, pentru că da, vin timpurile reci, să o zic așa. Acolo unde și mai mult va fi îngreunată rezistența de a suporta mesajul și retorica de la tribună, acolo unde nu se simte în casele cetățenilor. În exercițiile electorale ulterioare atunci, ce va trebui să voteze cetățeanul într-un context în care mesajul, retorica către eu aduc schimbare deja nu mai funcționează, acolo unde după un an de zile de la 6% inflația a crescut la 30 plus și mai avem în câteva luni și mai vedem indicele procentual unde o ia, dar vedem că are tendința de a o lua razna în detrimentul cetățeanului. Dar cu un indicator, cu un indice procentual, domnule Boris, de 30%, fie el cu plus ori minus, da? Să-l definim într-o desfacere a corpului de alcătuire a acestuia. Păi avem un 30% de inflație, dar asta ce înseamnă? Și înțelegând ce înseamnă aceste 30%, să înțelegem mecanismul de refacere și revenire la normalitate, pentru că doar așa cetățeanul poate să înțeleagă cum poate funcționa mai departe Republica Moldova ca stat și de ce copilul meu, ori nepotul meu,
să mai stea în țară pentru că mai sunt șanse, pentru că exodul deja este o altă problemă despre care, așa, se discută la nivel de structuri care sunt pe segment. După cum am și spus, eu cred că era mai indicat dacă doamna prim-ministru nu și asuma un gen de raport pozitiv a lucrurilor, pentru că nu văd nicio cifră pozitivă. Cred că era mai corect dacă venea cu un plan anticriză, cum Moldova poate, măcar până la sfârșit de an, să stagnăm ce presupune inflație și ulterior să ușor să începem să mergem în scădere. Și cel mai important, că dacă guvernarea nu își poate asuma asta, ne-o asumăm noi. Noi putem cu siguranță să ne asumăm că putem stopa, în primul rând, inflația și ulterior putem reveni la un program național anticriză pe fiecare sector cu acele măsuri radicale care trebuie luate pentru a putea porni motorul economiei noastre. Știți, domnule Borisă, în momentul în care mergem la un interviu de angajare, ipotetic, X Cutărescu merge la un interviu de angajare și în condițiile respective ar fi fost bine, dar ce ne dai și cum servești? Sigur. Pentru a te lua la muncă, da? Un indice greoi al inflației, să mai auzim în continuare mesaje de tip noi oprim și noi cunoaștem, ok, dar sunt uzitate. Cum facem, domnule Boris? Și revin la întrebarea mea. Noi știm ce a influențat. Eu știu, dumneavoastră știți. Și asta face să vă invit să puțin desfășurăm subiectul. Știm ce a dus la această creștere. Și partea cea mai gravă este că acest mecanism a mers după cunoscutul și mult cunoscut a celui fenomen a bolovanului, da? În rostogolire. Nu s-a oprit din septembrie, așa până în această perioadă, cumva, creșterea acestui indicator. El a fost într-o creștere continuă. Scăpări au fost, de la sine clar. Unde este necesar să aducem semnal, chiar dacă nu sunt azi ori mâine alegerile, dar unde să se ia act, mai mult act, ca să fie oprit? Este în zona investițiilor, este în zona exporturilor, este zona importurilor, este zona de producere, este zona, ne spuneți dumneavoastră care, pentru a opri acest mecanism. De IMM-uri am început a desfășura subiectul, dar nu este alimentat până la urmă ce aport aduce businessul, așa, la acea formulă comună pentru produsul intern brut. Liviu, ai menționat foarte multe puncte care, dacă le desfășurăm pe fiecare la care l-ai menționat, cred că mai avem nevoie de cel puțin 3-4 ore să ajungem la o finalitate, dar o să încerc cu închis să vorbesc de anumite măsuri clare care trebuie efectuate. Deci, aș porni cu ideea că cu raportul creșterii prețurilor, cu raportul creșterilor salariale la bugetari sau pensionarilor, nu este unul corect. Și cum n-ai dat, se mărește posibilitatea de a-și procura cele vitale. Deci, știți, hai să ne gândim la mare majoritatea populației și la noi, cu părere de rău, sunt persoane vârstnice care, noi să nu uităm, din acele pensii derizorii care le aveau, până în prezent trebuia să-și procure medicamente și hrană. Acum să ne gândim că vor da marea majoritate a banilor ăștia doar pentru a-și achita serviciile comunale și gazele naturale. Cred că, în primul rând, trebuie aici intervenit și găsit o modalitate de indexare a pensiilor, să revenim la o formulă ca a mai fost în Republica Moldova, indexare de 2 ori pe an. Și indexarea nu știu cât e de ok cu un 0,5 sau un 0,6 cu câteva sute de lei, este nevoie de o indexare de 25% în anumite plafoane. Să nu uităm că mai avem și familii tinere în Republica Moldova care au venit per familie până la 6 sau 8 mii de lei.
sau nu mai mult, acele familii în perioada rece a anului, la fel este foarte indicat de susținut, pentru că dacă nu-i susține statul, nu vor avea posibilitatea să achite și oricum va veni pe spinarea statului achitarea practică a gazelor naturale niște programe față de tip prima federația... casă. Am ajuns într-un moment în care dobânda a crescut până la gen aproape dublare rată lunare pe care trebuiau ei să și o achite. Dar cum, domnule Buris, iată, să zicem chiar în cazul partidului pe care îl conduceți, dacă aveți un mecanism, un plan de acțiune de refacere urgent a stării complicate în care încercat, ne aflăm? Asta încerc să vă spun. Deci asta ar fi un prim punct, ar fi să fie acordat acel suport minim garantat de stat pentru persoanele nevoiașe. Și aici aș include pensionarii. Cu siguranță s-ar găsi, dacă s-ar face careva rectificări în buget, am putea găsi. Și vă spun și de unde. Vorbim de familii care au un minim de cât până la 6 sau 8 mii de lei per familie și mai ales de familiile cu mulți copii care sunt care trebuie impulsionate ca să rămână și să-și crească într-un mediu cât de cât prielnic pentru această perioadă. Mai mult de atât, haideți să nu uităm că statul trebuie să ajute și copiii care trec de vârsta de 18 ani. Ar fi foarte și noi venim cu o sugestie. Deci, ok, că am dat noi etichete la teatru pentru fiecare copil care face vârsta de 18 ani, este o chestie frumoasă. Dar cred că ar trebui să ajutăm ca orice companie care, practic, va angaja un copil care va fi și la universitate, în același timp, va fi angajat part-time într-o companie, spre exemplu, compania să nu achite, nu știu, primii 3 ani impozite, da, pentru aceea, sau să fie un impozit unic lunar în proporție de 5, maxim 10% din valoarea salariului care este plătit. Atunci noi am, pe de o parte, am stimula ca studenții, deja fiind studenți în primul an de facultate, să te duci să te angajezi. În doi la mână am stimulat companiile ca să-și găsească potențial angajați pe viitor, pentru că resursele umane, din exemplu guvernării, sunt o problemă acută în Republica Moldova. Un alt domeniu... problema de la, să zicem, deja neadaptarea la ceea ce cere piața, anume sistemul de educație și învățământ. Ajungem și la pornind sistemul de educație. Pornind de pe premisele aici... cererii pe piață, a muncii și potențialului calificat produs. Din istorie. Ce presupune procesul de la Bologna? Noi când am semnat că suntem partea întregului proces educațional de la Bologna, a fost un mare tam-tam. Ce presupune acest fapt, de fapt, pentru noi, pentru profesori și pentru universități? Care sunt avantajele lui? Noi tot am vorbit de Bologna în dreapta și în stânga, dar ce ar presupune acest lucru? Câți din noi am studiat sau câți din deputați au reluat acel protocol de la Bologna, l-au studiat și au văzut ce putem face, da, ca să avansăm educațional. Și îți dau un exemplu foarte simplu. Uite, de exemplu, orice profesor, după cum știi din 20, când a venit COVID-ul, s-a trecut la orele online. Orice profesor de la universitate, în baza, spre exemplu, a unei platforme ghidată sub Ministerul Educației, își poate înregistra cursurile sale și poate oricare student din spațiul european și universitățile care fac parte din procesul de la Bologna, dacă cumpără și ar putea procura un curs al dascălilor noștri, să achite o sumă, nu știu, 5, 10, 15 euro per fiecare curs sau per fiecare oră, ulterior s-ar putea deținut un examen și aici vreau să deschid niște paranteze. Deci, telefon bun ai și tu, ai și un iPad frumos care am făcut lecții online, fără acestea acum era imposibilitate. Fața și a coincide că tu ești acea persoană, de fapt, care este înregistrată pentru curs, deja este o chestie ce poate fi foarte ușor realizată. Nu mai poate cineva în locul tău să dea un examen. Și cazul în care tu ai mers și ai achitat niște ore online la profesori din Republica Moldova a unui curs, ai finalizat acel curs,
acel curs tu nu mai faci la universitatea ta din Italia, care la fel este partea procesului de la Bologna, pentru că tu l-ai absolvit în Republica Moldova. În cazul ăsta, dacă noi mergem spre digitalizarea învățământului, la fel ar fi un pas imens în dezvoltare, pentru că dacă am pornit cu acest fapt, am vedea care sunt, de fapt, acele materii care se cer în UE. Da, dar răspunsul dumneavoastră este dat de domnul Boris, lector și pedagog. Da. Noi producem, domnule Boris, acea revoluție industrială în politică, ca să forțăm procesele în sensul acesta despre care dumneavoastră vorbiți. Revoluția în politică trebuie să pornească deja cu fiecare din noi. Atunci când nu avem un război în coastă, atunci când nu avem o criză financiară, economică, energetică, lucrurile au și se derulează într-un anumit mod, care îl găsim în cărțile de politologie. Și acolo unde nu este utopie, ce facem azi? Noi doar trebuie să ne unim. Noi doar trebuie să arătăm că înțelegem că lucrurile nu merg ok. Nu știu de ce, dar am senzația când privesc foarte multe emisiuni televizate și participă exponenți ai guvernării, am senzația că nu sunt conectați la realitate. Și ne vorbesc cu atâtea stufoare de anumite proiecte care se derulează și premizele de creștere. Care creștere? Care creștere când au crescut prețurile atât de mult? Care creștere când combustibile au crescut atât de mult, când nu avem o siguranță, ce facem la iarnă? Deci nu este 100% siguranță vom avea sau nu gaze naturale de la Gazprom. Și dacă nu avem, spuneți-mi, toate blocurile construite în Chișinău au formula de a se adapta la un sistem centralizat al Chișinăului, care are la bază alți combustibili, cum ar fi păcura sau cărbunele? Nu avem o variantă de rezervă. Deci a veni e ușor a da niște cifre și de a încerca să pui un pic de ceață peste tot ce se întâmplă. Doar că noi discutăm și încercăm să tragem semnale de alarmă și semnale de alarmă mai mult și mai mult vor fi trase nu doar de liderii partidelor parlamentare sau extraparlamentare. Lucrurile degradează și la nivel regional. Și aș invita să meargă cu noi de mână exponenții guvernării prin țară, nu doar niște întâlniri organizate care le dăm la TV că am mers acolo și avem un an și la noi totul e bine și toată lumea e mulțumită. Haideți să vedeți dacă nu vă este frică de populație, dacă sunteți ok, lăsați bodyguards-ii la o parte și veniți cu noi așa să mergem, să facem un tur a unui sat. Să auziți ce spun și cetățenii simple. Știți, ne facem în continuare să credem că cei care parcă nu ar fi conectați la realități, cum ați spus și dumneavoastră, ar fi conectați la cei care comandă muzica. La fel cum dumneavoastră ați spus mai devreme. Ce spun, domnule Boris, astăzi partidele, colegii dumneavoastră din opoziția extraparlamentară? Știi, sunt două abordări. Este genul de abordare în care vezi ce se întâmplă la colegi care au încercat să strige prea tare. Le s-a deschis dosare. Sub anumite formule. Unii au așa o frică. Ulterior vorbim și de alte chestii, că odată ce noi, Partidul Promoldova, am ieșit în luna iunie și am protestat. Am făcut un protest pașnic, unul pro-european, pentru că avem senzația că guvernarea cumva discreditează tot ceea ce presupune integrarea europeană. Mi-e greu, după ce a fost la guvernare PAS, să merg să spun că e bine în Uniunea Europeană și că noi suntem și avem candidat, suntem țară candidat. Păi lumea îmi sare pe bune acum în cap și crede că, de fapt, creșterea prețurilor e impulsionată, de fapt, nu atât de război, cât, domnule, am devenit candidat. Mai bine rămâneam necandidat și cu prețuri mai ok. S-au suprapus foarte multe lucruri și noi, cei care pledăm pentru integrare europeană, ne vine mai greu și mai greu ca să ducem informația corectă la fiecare cetățean. Și atunci, să revin la ce m-ați întrebat dumneavoastră. Noi, când am ieșit la protest, a doua zi am avut și genul de replici. Păi dacă voi protestați împotriva guvernării, automat sunteți clasați în partea de est. Deci nu e posibil un pro-european să iasă la guvernare. Înseamnă că faceți jocul stângei. Ceea ce nu este adevărat.
Nu, noi suntem de dreapta, noi suntem de centru dreapta ca și partid, ca și ideologie, dar atunci când lucrurile o iau razna, este de datoria noastră să fim o opoziție constructivă. Și vreau să rectific, constructivă. Deci nu ne interesează o destabilizare, nu ne interesează o degradare a lucrurilor în Republica Moldova. Noi venim doar cu un aport, noi venim doar cu o experiență, noi venim doar cu niște parteneri externi, că fiecare din noi sau o bună parte din managementul Pro-Moldova, și nu doar de partidul Pro-Moldova discut, vorbesc și de alte partide în care au lideri foarte buni, care au și business-uri, care au și parteneri de dialog atât în Uniunea Europeană, cât și din Asia. Și dacă partidul de guvernământ ar face un pas spre discuții cu partidele pro-europene, sigur am încercat să venim și noi nu doar ceea ce presupune ajutor financiar. Noi vom încerca să venim cu investiții în zona business-ului. Doar că pentru asta este nevoie de creat de niște condiții. Noi spunem că suntem buni și așteptăm investiții. Dar despre investiții discutăm, domnule Boris, pentru că e un subiect care necesită a desfășura în zona unor două, trei întrebări și un timp mai necesar până ajunge și a trece în pauză de publicitate. Asistăm cu toții la această stare, realitate, la care calificative nu-i mai dăm, pentru că o simțim și nu o simțim de ieri, o simțim de ceva timp. Nu dăm vina pe exactități, referindu-mă la nume fixe. Dăm vina pe o activitate la turații reduse, să zicem, care este alimentată de a funcționa așa, grație, iată, proceselor la care dumneavoastră ați făcut uz și care au lipsit până la ziua de prezent. Despre culise, despre ceea ce mai puțin se discută și despre ceea ce se desfășoară de obicei cu deconectarea camerei. Este loc de constrângere politică în zona persoanelor care fac parte din partidele extraparlamentare, constrângere politică. Și cum dumneavoastră numiți ceea ce s-a întâmplat, să zicem, cu colegul dumneavoastră Candu? Știți, nu cred că s-a întâmplat ceva extraordinar. Au fost niște bănuieli, au fost niște percheziții. Nu s-au soldat cu nimic acele percheziții. Dacă are niște bănuieli instanța, ok, n-are decât să vină cu probe în acest sens. Atunci când tu crezi că mergi la niște percheziții și vei găsi niște potențiale probe și de fapt nu este așa, nu este primul caz. Nu sunt și nu vreau să fiu un promotor al ideilor că odată ce tu ești în politică, nu ai voie ca să poți să ai probleme cu legea. Nu este corect. Fiecare care într-adevăr a greșit, este pasibil de răspundere. Și noi încurajăm acest fapt, doar ca să nu se facă uz de acest instrument, în cazul în care tu încerci să vii cu o poziție diferită față de guvernare. Nu pot spune și nu vă spun direct, nu există la moment constrângeri, ceea ce presupune Pro-Moldova la nivelul de informații care o am la moment. Nu știu, poate ele sunt, dar nu se discută cu cel puțin cu mine sau nu au ajuns la urechile mele și nu cred că nu am auzit și în partidele extraparlamentare. La cele parlamentare am văzut în știri să vedem ce se întâmplă. Nu pot cataloga acest fapt și n-ar fi corect să spun că există. Nu există. Întrebarea mea a fost hrănită, alimentată și determinismul meu să o aduc pe fondul a ceea ce s-a întâmplat și colegii de presă și presa a proiectat aceste situații. Doi, noi observăm deja indirect mesaje și strategii preelectorale. Dar nu continuăm acest gând decât doar după câteva clipe de publicitate și revenim în platoul nostru alături de domnul Boris Foca.
Stimați spectatori, bună seara și bine ați revenit la ecrane după această scurtă pauză publicitară. Emisiunea importantă alături de noi, Boris Foca, președintele interimar Pro Moldova. Îl salutăm încă o dată pentru cei care probabil abia acum au luat telecomanda și s-au făcut comozi cu o ceașcă de ceai în fotolii acasă. Domnule Boris, mai puțin am discutat despre abordările ce vizează viitorul Republicii Moldova prin perspectiva și poziția ei în tot menajul ăsta geopolitic. Anul acesta, urmarea unor factori care au intervenit, pentru că am vrut să zic grație, dar nu grație pe nimeni, pentru că despre ceea ce se întâmplă la vecini se discută de fapt cu un regret, pentru că știm și vedem, monitorizăm zilnic situația oamenilor de acolo. Bun. Despre statutul de țară candidat a Republicii Moldova. Un document atât de intens promovat că cu adevărat face să credem că se simte izul electoral. Încep cu ceea ce am încheiat în mesaj până la pauza de publicitate, acolo unde deja în presă, prin vari interviuri ai celor de la guvernare, se expun mesaje de tipul că noi suntem deja într-un proces irreversibil, da, și foarte apropiat de aderarea Republicii Moldova la UE. Noi înțelegem foarte bine, cei care înțeleg printre rânduri, că o aderare a unui stat, și nu este acum doar despre Republica Moldova, presupune un proces foarte complex și meticulos prin care trebuie să treacă acel stat într-o pregătire a infrastructurii acestuia, de la economic la justiție, ori ele sunt complementare toate. Mai nou, guvernarea de la Chișinău venise cu un mesaj prin care declara că își propune să îndeplinească timp de un an toate condițiile pentru a începe negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acest mesaj de a ne asuma iarăși un asemenea demers foarte important, pentru că până la această etapă, cu semnarea acestei cereri și respectiv statutul de țară candidată, cu adevărat se vorbea, dar nu se ajunsese cel puțin la această etapă. După promisiune cu un an anterior, multe, care în timp și cu factorii care au intervenit s-au dovedit a fi prea grei pentru potențialul guvernării de a menține situația într-un control și nu a ajunge la o asemenea etapă unde în Republica Moldova inflația a trecut 30%, unde indicele de plecare peste hotare, adică pierdere a cetățenilor buni, este foarte crescut, și acolo unde se discută despre repatriere, înțelegem că este iarăși un mit și o utopie, pentru că oamenii care pleacă acolo nu se mai întorc și deja nu mai am aer. Deci, domnule Boris, este o realitate sau un mesaj care necesită a fi mai chipzuit pentru a ajunge la momentul să fie promovat cetățenilor? Pentru că un an de zile, acolo unde în primăvară, să fim cu bine, vom avea nevoie de noi mecanisme funcționale în țară ca să reușim a merge mai departe. Pe de altă parte, mai avem și acest mesaj. Toate condițiile îndeplinim pentru aderare. Noi știm că nu se aderă într-un an de zile. Noi știm că nu se aderă în 2 ani de zile și nici în 5 ani de zile. Dar dumneavoastră, ca președinte interimar, cel care face politică mare, spuneți-ne dumneavoastră cum vedeți lucrurile. Sigur că, știți, haideți să luăm un pic cronologic lucrurile vis-a-vis de integrare europeană. Sintagma de integrare europeană pentru prima dată a fost politic inclusă de către Partidul Comuniștilor în programul lor de campanie când au luat al doilea mandat în legislativ. Au eu la 2 mandate atunci la rând, până în 2009 practic, și în ideea de a câștiga un al doilea mandat au văzut că valul integrării europene poate aduce dividende politice și ei au fost printre primii care și-au inclus ca unul din punctele care vor să le atingă să fie aceea integrare europeană. Păi de la Partidul Comuniștilor și integrare europeană până la ceea ce avem în prezent,
Despre țară, candidat, la fel s-a discutat încă dacă nu mă înșel eu și când era domnul Vlad Filat prim-ministru. A fost la fel făcut uz de asemenea lucruri pentru a căpăta dividende politice. Și de când a vorbit au vorbit mai mulți prim-ministri de această sintagmă de stat candidat, vedem că au trecut practic un deceniu și sunt convins și de faptul că constrângerile care sunt geopolitice au influențat foarte, foarte mult luarea deciziei ca și stat candidat Republica Moldova alături de Ucraina în Uniunea Europeană. Dar să nu ne îmbătăm cu apă chioară. Statutul de țară candidat, mai întâi de toate beneficii directe cetățenilor într-un an sau doi, nu va aduce. Deci nu suntem în poziția de preaderare. Acolo când suntem deja în postura de a preadera, când se ia decizia că Republica Moldova de facto, măcar la nivel birocratic a îndeplinit condițiile și a rămas implementarea lor fizică de la drumuri până la iluminat, până la stații de autobuse și multe, multe alte chestii care ar fi mult mai mici, de fapt este un drum foarte lung de parcurs. Noi agenda europeană o vorbim de când am semnat acordul de asociere din 2014 și atacuși în 2 ani împlinim 10 ani de la semnarea acordului de asociere și nu am ajuns la o finalitate și la o implementare 100% a acordului respectiv. În primul rând că avem și o țară mai specifică. Vedeți că 4 ani guvernează proruși și 4 ani guvernează pro-europeni și iar venim la o formulă, apoi la altă. Nu este o stabilitate în dezvoltarea politicilor statului. Nu este o dezvoltare durabilă și noi nu putem preconiza acum că la siguranță dacă câștigă la alegerile viitoare pro-europene vom avea aceeași viziune. În caz că vine din nou cineva din stânga la putere și iar am schimbat chipiul invers și nu ne mai interesează sau punem pe pauză integrarea europeană, vom reveni când vom fi la guvernare. Este în primul rând un specific al zonei. Aici mă refer, știți, în primul rând la faptul că cum n-ai da, demografic, majoritatea populației noastre se împart în două grupe majoritare. Sunt pro-europenii și sunt pro-rușii. Astea sunt grupele majoritare. Și niciodată când vor veni pro-europenii, vor încerca să facă anumite reforme, vor fi gama de nemulțumiți, cei mai mari vor fi ăștia, și viceversa, când vor veni prorușii, vor încerca să facă anumite reforme, dar noi, după cum am văzut în experiența noastră, este foarte și cred că cel mai indicat pentru a mulțumi această masă care formează 70 sau 80% din populație, de facto, ca să avem un guvern sau o guvernare echilibrată, care poate avea deschideri atât și de est, cât și de vest. Noi nu suntem un stat în care, spre exemplu, tendințele sau rata pro-europenilor ar fi de 70%. În cazul ăsta sunt totalmente de acord. Celelalte le numim minorități și le abordăm ca atare. În cazul nostru, rata este destul de mare, de exemplu, a celor care văd dezvoltarea noastră nu neapărat în Uniunea Europeană. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că balanța se schimbă foarte rapid și noi am văzut că doar în anii precedenți de la o guvernare și alianța 1 de integrare europeană 2 și 3, am ajuns la o guvernare de stânga foarte repede. Nu că n-am încercat să ne integrăm, nu că n-am semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, doar că populația interpretează alte lucruri. Ei vor să țină cont și de interesele lor. Și atunci când jumătate din populație, practic, are interese și mai au rude și în partea de est a globului, este firesc să ținem cont și de ei. Că vrem, nu vrem, asta este istoria și nu putem schimba. Și în opinia dumneavoastră, atunci negocierile propriu-zise pentru aderarea la Uniunea Europeană nu ar trebui duse pe capitole, pe sectoarele și segmente ale economiei? Și dacă este așa, cât de mult se discută și este pe agenda reformarea sectorului de business în Republica Moldova? Acolo unde de obicei se revine într-o a se identifica soluțiile financiare în momentele de criză financiară într-un stat.
Păi doar așa, Liviu, este discutată. Sunt capitole care trebuie îndeplinite 100%, ulterior trebuie transmise Comisiei Europene și pentru a analiza modul de pregătire, de integrare a Republicii Moldova, care într-un punct final își dau acordul după caz, dacă țara candidat poate sau nu deveni membru și a îndeplinit toate obligațiile, dar ai perfectă dreptate și la capitolul că pentru a îndeplini acele sarcini, mai ales cum se vehiculează acum în preelectoral și foarte bine ai sesizat că deja cineva a început campania indirect electorală și aruncă niște lucruri care sunt foarte, foarte greu de organizat. Deci dacă într-adevăr ar fi șanse reale ca Uniunea Europeană sau noi să facem parte din marea familie europeană, eu cred că odată cu ce Republica Moldova a devenit țară candidat, ar fi trebuit să stăm la o masă toate partidele pro-europene. În capul meu se lasă să stea guvernarea și haideți să ne punem toți umărul spre a ajunge și a defini cât mai repede și a ne regăsi în ceea ce presupune Uniunea Europeană. Dar atunci când tu nu-ți poți gestiona foarte bine pe interior lucrurile și ai atâtea carențe, nu mai vorbim de îndeplinirea obligațiilor față de Uniunea Europeană. Tu, guvernarea trebuie mai întâi față de noi să-și îndeplinească obligațiile, față de cei care cotizăm la impozite la stat, față de cei care ne ducem copiii la grădinițe și merg la într-un sistem educațional care a necesitat de atâta timp o revigorare. Practic, mai întâi față de noi trebuie să-și onoreze obligațiile, ulterior noi vom ajuta ca împreună, de comun acord, să fim solidari și să ne păstrăm vectorul european. Dar pentru aceasta este nevoie de deschidere. Guvernarea nu are deschidere la ceea ce presupune opoziție. Cred că nici parlamentară, nici extraparlamentară. De un an de zile vorbim, oameni buni, când s-a discutat de contractul cu Gazprom, toată lumea a venit cu Formula 1 sau 2 sau scoaterea TVA-ului sau de a pune la intrare în țară de a face reducerea sau de a face compensare, pentru ca să intre deja un gaz la un preț mai redus. S-a ignorat tot. Nu s-a mers la discuții cu nimeni. Și am urmăresc ce fac și colegii mei din toate tipurile de partide, care la fel au fost în Parlament. Deci nu este un dialog. Este nevoie și fac apel prin intermediul acestei emisiuni ca să revenim la un dialog guvernare-opoziție. Noi ne dorim o discuție constructivă. Nu dorim altfel, pentru că avem oameni care au o vastă experiență. Domnule Boris, ați auzit de principiul lamei lui Ocampo? Cel ce presupune că, de fapt, briciul lui Ocampo, dar și lama lui Ocampo mai este și folosită acolo unde ciopărțim și excludem tot ceea ce devine redundant, așa, și lăsăm doar ceea ce este necesar la zi, unde să intervenim și cu ce să intervenim, dacă am face o adaptare a situației pe principiul briciului Ocampo. Despre cauză și efect, principiul cauzei și efectului, probabil era cam prematur în perioada 100 de zile de guvernare. Ați explicat de ce am mai dus și noi ceva emisiune în acea perioadă, unde am explicat pentru că nu este nevoie de a fi foarte incisivi și critici la această perioadă. Sunt nevoie pentru că, de timp, pentru că sunt procese importante. Dar să vedem ca efecte simțite azi și ceea ce simțim azi face ca să identificăm cauzele în individualitatea lor, într-o a le scoate, repara, pune în mecanism și lucrurile cumva să fie remediate. Ceea ce avem astăzi la capitolul coruptibilitatea, percepția corupției, așa ca și corupția în sine și fiind considerată de fapt un fenomen cultural care depinde de înțelegere către societate, dar aici sunt termeni pe care dumneavoastră îi cunoaște ceea ce este o regulă și respectiv încălcarea și devierea ei, ce avem la zi? Ați citit în știri, ați auzit cu siguranță comentatori politici care deja se expun că undeva s-au revenit la schemele de contrabandă în zona X, că au început schemele obscure în altă direcție. Deci revenim la niște procese
de care noi credeam că am trecut, ori pe care le-am depășit anterior. Ce avem la zi azi? Avem o asumare de răspundere. Guvernarea trebuie să-și asume răspundere, pentru că atunci când începe contrabanda, în primul rând, foarte corect menționați, da, ok, nu pot, sau nu este cazul, că și noi discutăm între mai mulți colegi, prieteni. Vă continuați gândul și asta ar fi și despre mediul de afaceri, care el ca aport la produsul intern brut prin mediul, 2020 era un 21 sau 31%, nu mai țin minte. Ce sprijină această schemă? E cu iz de ironie, desigur. Ca să revin, într-adevăr, schemele de contrabandă, din contră, după cum vedem și foarte des la televizor, încearcă să fie contracarate. Dar haideți să înțelegem lucrurile mai simplu. În ce caz o persoană s-ar expune unui asemenea risc? În ce caz s-ar crește criminalitatea în țară? În cazul în care oamenii nu au bani, în cazul în care țara merge în dezvoltare în sens indirect sau în forma mai proastă, și acolo unde ești obligat, o bună parte din cetățeni se văd a găsi soluții pentru supraviețuire. Dacă până acum elementar te puteai duce la o bancă, la instituții de creditare, mărirea dobânzilor a făcut imposibilitate deja la o bună parte din cetățeni să mai poată merge la o bancă. Din mai multe motive. Au crescut dobânzile, nu ai din ce să le achiți, și atunci, sigur că apelezi la niște metode învechite, dar care uneori dau succes, alteori îți creează probleme pentru toată viața. Și hai să ne uităm la etimologia problemei. Deci tu nu faci contrabandă când ai un salariu decent și poți merge să te angajezi, primești un salariu și îți întreții familia. Tu nu faci contrabandă atunci când tu ai posibilitatea să vii să-ți creezi o afacere și statul te ajută să te pui pe picioare și te susține. În cazul ăsta n-ai nevoie de contrabandă. Doar în anumite cazuri extreme, sau cred că s-ar micșora cu mult ratele de încercări de contrabandă. În cazul în care ești pus, ești tată și n-ai cu ce îți duce și hrăni copiii acasă, ești pus ca să găsești o ieșire din situație. Ieșirea care mi se propune mie la moment. Eu, spre exemplu, vă spun că și astăzi am pe cineva, un prieten dintr-un minister, și nu-i dau numele, care l-a rugat să scrie cerere pentru că acel post trebuie să fie cineva din PAS. Știți, el politic nu corespunde cerințelor. Știți, nu profesional, dar politic. Știți, domnule Boris, cum în unele texte este din mitologie numită Afrodita. Nu-mi cunosc. Într-un context foarte elevat îi spuneau accesibilă Babilonului. Legea este accesibilă a cui? Pentru Babilonul. Că ne aducem aminte Babilonului. Ne aducem aminte perioada în care s-a început procesul de luptă și de dezoligarhizare, un termen foarte simpatic și lung, de dezoligarhizare a țării. Acolo unde legea era complicele cuiva. Astăzi observăm că legea funcționează în maniera în care nu asistăm nici la zi la ceea ce înseamnă reforma justiției, asistăm la acele scheme de contrabandă, fie prin coridorul de ieșire transnistrean, fie deja benzin din zona vamelor și nu contează care. Iată, prin 2019, la Forumul Economic al Lumii, s-a discutat și problema percepției fenomenului de corupție a IMM-urilor din Republica Moldova. Și aceștia au făcut un studiu în care 87% din antreprenorii respondenți au găsit că anume fenomenul de corupție este acel blocaj care ar permite evoluțiile afacerilor în Republica Moldova. Domnule Boris, dacă am șterge tot și scrim din nou, cum depășim și diminuăm această cifră și reducem, o reducem, dar mediul de afaceri să fie funcțional? Acolo de unde țara și în caznaua statului ar fi un potențial clar financiar adus. Mai întâi de toate trebuie să ne implicăm în politicile financiare care sunt. Haideți să pornim cu ideea că dacă în situația de criză financiară
În primul rând, trebuie să găsim niște imbolduri prin care companiile, IMM-urile, mare majoritate care formează cel 80% din economia Republicii Moldova, ar vrea să reinvestească bani în dezvoltare. În cazul ăsta, ok, haide pentru, pentru venitul reinvestit, ca să nu fie achitat nicio taxă la stat. Ca să nu, la moment se impozitează cu 16%. Ai venit, îl reinvestești în companie, în reutilare, îți mai angajezi persoane, îți mai deschizi un punct de lucru. În cazul ăsta creezi și noi posturi de muncă. Și mai mult ca atât, cum să încurajăm noi companiile, IMM-urile noastre, ca să nu dea, să nu facă limitări de locuri la servici. Poate trebuie cumva stimulați sau stimulate cele companii care nu vor reduce și din contră vor angaja în această perioadă persoane care trebuie, de care este necesar în câmpul muncii, ca să nu mai plece peste hotare. Haideți să găsim, să facem acel pachet de înlesniri, hai să facem acel pachet interesant și atractiv pentru întreprinderile mici și mijlocii. Un exemplu primitiv de simplu, înlesniri fiscale. Au avut întreprinderile mici și mijlocii pe perioada de pandemie, înlesniri fiscale. Să luăm un exemplu, adică să îngustăm într-un exemplu clar și mergem mai departe, că suntem și perioada de pandemie poate fi și a fost încadrată la un gen de forță majoră. În cadrul forței majore, de regulă, se anulează o bună parte din regulă care a funcționat în acel contract. Din aceste motive și, practic, judecățile au fost pline cu asemenea chestii. Noi, forță majoră, la moment, nu cred că poate fi aplicată în situația în care suntem. Dar, în cazul pandemiei, te puteai axa pe acel, practic, ultim punct din orice contract care se intitulează condițiile de forță majoră. Acum nu este cazul. Și acum trebuie să ne adaptăm situațiilor pe care le avem. Ar trebui, în primul rând, dacă tot tindem, suntem țară candidată împreună cu Ucraina, haideți să înțelegem dacă nu ne duce capul noi să găsim niște politici coerente, niște politici atractive. Haideți să vedem măcar ce face Ucraina. Cum poate o țară care este în război să-și mențină la jumătate inflația decât are Republica Moldova? 16%. Cum noi, cei din Republica Moldova, ați care mai practic... asistat și la cele manevre care le-au făcut în forțarea creșterii ușoare a inflației într-o impulsionare a unui segment din mediul de afaceri de a rezista și de a aduce bani în țară. Dar e un exemplu. Ați făcut uz de acest exact. Sens. Și în acest context, țin să cred că, de fapt, problema nu este doar în contextul geopolitic. Problema nu este doar în ceea ce se numește criză economică, criză financiară sau criză energetică. Este și modul cum noi gestionăm toate aceste crize. Sincer vă spun, atunci când văd că un guvern nu are sau indirect nu dorește să mă reprezinte, eu, ok, dacă să vorbesc de tineri până în 35 de ani, știți, când am auzit declarația ministrului economiei că nu este, hai să zic așa, nu pot perifraza tot ce a spus dumnealui, dar în două cuvinte ideea era că nu este de acord și nu vede fezabil programul Prima Casă. Deci nu înțeleg ce mai caută acel domn acolo. Cum poți tot, când atâtea familii tinere și-au pus miza, o parte au revenit, o parte acolo când a plecat soțul peste hotare și stă soția acasă, a luat apartamentul, el a chitat ratele lucrând peste hotare și când vine un domn ministru și spune că nu știu dacă cât e de fezabil un asemenea program. Și atunci, dacă nu este fezabil un asemenea program, de ce s-a ridicat, a crescut dobânda? Păi a crescut dobânda per global la Banca Națională și s-a regăsit practic în tot ceea ce a presupus creditare la nivel național. Bine, dar cum ai protejat tu acele familii? Pentru că o familie tânără care apelează la programul Prima Casă, sigur că este întrebarea o familie avea acest vulnerabilă. Sens, exact, ce care are nevoie ce de suport. Creăm. Ce facem? În ce condiții dăm? Cum îi protejăm dacă se întâmplă o asemenea chestie? Astăzi e o tâta mai criză în care nu sunt răspunsuri la foarte multe din întrebări. Acolo unde noi cetățenii, unde IMM-urile, unde business, unde pensionarii, unde copiii nu se simt protejați.
un milion de voturi, cu cât atât de mult s-a lăudat guvernarea, că jumătate practic din populație le-a dat votul de încredere, credeți-mă, nu știu dacă la moment 30% sau maxim 40% din acei votanți ar putea să-i mai voteze din nou. Și sunt convins că în exercițiul electoral care va urma, vor înțelege, dar va fi prea târziu, că nu au fost deschiși, că nu au fost corecți de fiecare dată. Au trișat. Nu au invitat la discuții parteneri de dialog și nu mă refer doar la parteneri din afară. Noi vorbim pentru că țara este foarte mică. Deci noi nu avem acel lux de resurse umane care, ok, nu ești tu, găsesc. Nu, s-a dovedit că sunt foarte multe funcții vacante și niciodată în istoria Republicii Moldova, doamna prim-ministru și nici doamna președinte n-au făcut apel la resurse umane. Haideți să-mi scrieți-vă. Și dacă atât de roz și atât de bine este cu progresele pe care foarte simpatic le servim public. Ce avem la capitolul atragerea investițiilor, ori acoperirea acestui segment și în raport de perioada de până la. Pentru că avem lucrurile sub control în declarații enunțate la tribune. Belorusia a reușit în acest an să atragă investiții. Republica Moldova, cu părere de rău, nu a reușit acest lucru. Și atunci când noi vorbim de un spațiu prielnic pentru investitori, în primul rând trebuie să ne comparăm cu cineva. Dacă eu sunt ok ca și investiție, trebuie să înțeleg ce ar presupune cel ok sau ce ar presupune ce garanție investiției. Trebuie să mă compar cu România, care sunt condițiile de a investi în România, care sunt condițiile de a investi în Belarus. Și să vă zic ceva, uitați-vă, iau exemplu Chinei, pentru că cunosc foarte bine acest domeniu. Când a fost făcut parcul industrial Great Stone din Belarusia, chinezii au investit totalmente $1 miliard. Condiția a fost, ei nu achită impozite și taxe din investiții, dar o altă condiție, că dau de lucru și 70 sau 80% să fie angajați din Belarusia. Și doar o parte din management a venit din China. Și lucrurile au mers. Au dus și o fabrică de mașini acolo care o fac și mașinile produse în Belarusia, mașinile chineze, sunt obligate toate instituțiile de stat să meargă pe cele mașini care le asamblează belorușii. Și a pornit un proces în lanț. Spuneți-mi, vă rog, de ce Republica Moldova, în afară de o companie din domeniul telecomunicațiilor, n-a fost capabilă să atragă niciun ban din China? Și dacă ne supără Bruxelles-ul și dacă nu ne înțelegem cu Federația Rusă, lasă să apeleze la noi. Îi ajutăm noi cu chinezii. Și pe final, o ultimă întrebare. Și totuși în Republica Moldova avem capitalism speculativ ori politică speculativă se face? Nu, mai mult politică speculativă. Să ajungi capitalist, ai nevoie de o coloană vertebrală. Cu părere de rău, politicienii 90% nu au coloană vertebrală creată spre capitalism. Am zis speculativ. Speculativ. Domnule Boris, vă mulțumim foarte frumos pentru discuția purtată în această seară. Ne-a zis, ori nu ne-a zis, despre ce se întâmplă în zona dialogului cu partidele extraparlamentare? V-am spus, suntem în discuții. Suntem în discuții și sperăm în scurt timp, în toamnă, să ajungem la un consens. Ținem și noi mâna pe puls și sigur contează pentru noi toți cetățenii să simțim mișcare deja acolo unde cumva lucrurile încă stau intact. Domnule Boris, toate bune, vă zicem până la unul, revedere și până atunci forță dumneavoastră și echipei într-o realizare a obiectivelor propuse. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și așteptăm noi emisiuni destul de interesante. Mulțumim mult! Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea serii de azi, deja și cu lapsus. Vă urăm o seară frumoasă în continuare la Important, în moderarea mea, până lunea viitoare. Toate bune!